Autoritățile locale din Todirești Suceava pun la dispoziția tinerilor în mod gratuit terenuri pentru locuințe. În zonele unde s-au construit case noi pe terenurile concesionate sau pe cele acordate tinerilor, primăria a asfaltat drumul de acces către locuințe și a extins din fonduri proprii rețelele de alimentare cu energie electrică și iluminat public. Investițiile în infrastructura satului vor fi realizate și în perioada ada următoare încă de anul trecut, tinerii din această comună pot să primească gratuit parcele de teren cu suprafața de 5 ari, doar cu condiția să-și construiască o casă. Potrivit deciziilor locale, parcelele de 5 ari pot fi obținute gratuit de tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. Primarul din comună a declarat că și pentru persoanele care au depășit vârsta de 35 de ani, autoritățile acordă facilități pentru a-și construi case pe parcele de câte 10 ani de această dată. Suprafața de 10 ari poate fi concesionată pe o perioadă de 49 de ani, la prețul de 20.000 de lei. Pentru aceste persoane am decis că trebuie să plătească un avans de 7.000 de lei, iar diferența în rate, pe o perioadă de 25 de ani, fără dobândă. Primăria a pus la dispoziția celor interesați în total 150 de parcele de 10 ari, iar până în prezent au fost concesionate deja 80 de parcele pentru construcția de case. Mare parte din terenuri au fost luate de localnici, care momentan lucrează în străinătate. Mulți dintre ei care au concesionat deja parcelele s-au întors definitiv în comună, acesta fiind și scopul primăriei, să-și atragă acasă fiii risipiți în lume, a confirmat edilul din Todirești pentru monitorul de suceava